Dar de ce mai rog pe mine să votăm amândoi cu Edina? Ce treabă aveți la mine? Nu mai puteți. Uai, că nu ți-a plăcut acțiunea de la nu încercați să te dai prieteni, vreți de cineva, de acord, sfaturi, dacă și vreți poate că el a fost acordat. Mai e casă. Cum? Păi da, da, depinzi de Corina și acum data viitoare eu puteam să propun pe ea dacă te vei cu sau. Acum, eu vreau să întreb pe Corina. Da, da. Corina, ai avut votul, da? Florina sau Viorel? De ce n-ai pus bilețelul Viorel? Ca să-i fac... Păi ți-ai făcut ție, da. Făcut ție dacă păi e... Păi nu n-am făcut, că tot intrau în lucru. Eu tot eram pe data viitoare era... Nu contează, păi tocmai, de aceea vreau să-mi selecționez la conte. Ce ți-a zis să ne rostu pe noi să nu mai... Cum, ne pui tu nouă condiții? Dar nu am nicio condiție, am lucrat. Exact, dar cum credeți că e posibil? Adică unii își exprimă votul, alții nu, că nu vor să se poate. Nu se poate. Ce? O să stau la mâna oamenii? Da. Corina, întrebarea este, dacă Oana a zis mai bine elimini pe Viorel și după aia te elimini pe tine, de ce n-ai ales tu între Florina și Viorel să-l pui pe Viorel? Că tu ai decis. Dar nu doamna Mirea, dacă îl propunea pe Viorel și Viorel nu ieșea. Vedeți? Deci lucrurile sunt relative. Da, lucrurile putea să fie așa, o punea pe Corina, să zicem că pleca.